Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la agenda electorală. Implicat destul de recent în viața publică, invitatul nostru în această seară, din partea a doua emisiunii, se dovedește un om pragmatic, decis să-și constituie parcursul, în ciuda să-și continue parcursul, în ciuda tuturor piedicilor care ar putea să apară și în ciuda rezultatelor de la alegerile locale, pentru că îl cunoașteți din postura de independent. Remarcat pentru multiplele sale competențe academice și mai ales pentru modul în care se exprimă. L-am invitat în studioul nostru la agenda electorală pe Denis Covaci, doctorand în științe politice, în calitate de reprezentant PSD astăzi, pentru că susține candidații la alegerile parlamentare. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Cum de v-ați hotărât să susțineți candidații unui partid? După cum a spus și la ultima emisiune la care ne-am văzut noi, tot la o agendă electorală, doar că cea pentru alegerile locale, m-ați întrebat dacă voi lua decizia să intru în politică mai serios sau într-un partid politic în cazul în care nu voi reuși, practic ce a spus și noastră, situația mai nefericită, pe care eu am acceptat atunci că s-ar putea întâmpla, pentru că în orice lucru, în viața de zi cu zi, este valabil orice scenariu. Practic, englezii spun niciodată să nu spui niciodată. Am intrat în această campanie, să spun așa, susținând niște oameni bine pregătiți și practic asta îmi și doresc și asta am spus și de-a lungul timpului, că este nevoie de oameni bine pregătiți. Acceptând invitația celor din Partidul Social Democrat, am ales, cred că, și echipa cea mai bine pregătită pentru aceste alegeri. În ciuda unei notorietăți ridicate pe social media, tentativa dumneavoastră din 27 septembrie, dacă e să mergem puțin în urmă, aceea de a fi ales ca și consilier local sau consilier județean, nu a reușit. Considerați implicarea în campanie și candidatura respectivă ca un eșec sau doar un pas important, o treaptă în viitoarele abordări politice? Eu consider o treaptă în viitoarele abordări politice, pentru că, de ce nu, până la urmă, nimeni nu a reușit din prima. Adică sunt foarte puține persoane care reușesc din prima și nu cred că nu am reușit din prima pentru că nu aș fi fost capabil, ci pur și simplu pentru că alegerile nu sunt la fel ca și cum ai face o ciorbă, să spun așa. Adică respecti o rețetă, pui pătrunjel, pui ciupeș, pui carne și orice altceva, iar după două sau poate trei ore mâncarea este gata. Nu, alegerile contează și depinde mai multe lucruri, cum ar fi intenția de vot, cum ar fi candidații care sunt, cum ar fi așteptările pe care oamenii le au de la alegerile respective. Ce așteptări ar trebui să avem noi de la aceste alegeri și de la candidați? Acum, în această Românie mult zbuciumată, mi se pare că toată lumea este foarte dezamăgită de situația actuală, pentru că, de ce nu, este o situație cu care nu ne-am mai confruntat. Cel puțin generația mea nu s-a mai confruntat cu o situație atât de puternică și atât de interesantă, să-i spun așa. A mai fost o criză economică în perioada 2008-2010, după aceea acele tăieri de salarii și pensii, însă o situație ca și aceasta care ne ține în casă, care nu ne lasă să mergem la locurile de muncă, care nu ne lasă să mergem la facultate, la liceu, la școală, este o situație cu care nu ne-am mai confruntat, este o situație dificilă și cred că toată lumea se așteaptă la rezolvarea acestei situații. Dacă va fi rezolvată sau nu, va depinde și de către cine ne va conduce pe mai departe. Însă, nu putem decât să sperăm la mai bine. Ca reprezentant al tinerei generații, vă așteaptă, să spunem, multiple oportunități. Aveți deja o opțiune doctrinară? V-ați decis încotro să vă îndreptați față de vreo formațiune politică, să spunem, vreo afinitate? Dacă înainte pot să spun că aveam, cel puțin când am început facultatea, o afinitate mai de dreapta și, să zic așa, mai liberală, pe parcursul anilor, mi-am dat seama că este nevoie de o abordare de centru, adică de multe ori este nevoie să iei măsuri atât de stânga cât și de dreapta, depinzând de situația în care o țară, depinzând de situația în care un oraș se află. Pentru că nu este de ajuns să intri niciuna dintre extreme, nici pe stânga, nici pe dreapta. Este bine să fii pe centru și am considerat că de-a lungul timpului Partidul Social Democrat a fost un partid undeva în zona centrală a spectrului chiar politic. Chiar dacă a fost social
democrat, chiar dacă este social-democrat? Da, Partidul Social-Democrat din România, cel puțin, nu este exclusiv de stânga sau nici măcar progresist de stânga, cum vedem în alte țări, cum ar fi Franța sau Spania. Este un partid de centru și asta se poate vedea și din măsurile pe care le a. Până la urmă, PSD-ul a scăzut TVA-ul după criză la 19%, l-a scăzut la 9% pentru restaurante, 5% în turism și așa mai departe. O măsură care cred că sunteți de acord că este o măsură de dreapta. Să nu uităm până la urmă și referendumul pentru redefinirea căsătoriei a fost susținut de PSD. Până la urmă a fost o situație în care inclusiv social-democrații europeni au contestat-o și au cerut Partidul Social-Democrat să nu susțină acest demers. Însă a fost o mișcare tot de dreapta. De aceea eu văd Partidul Social-Democrat undeva în centrul spectrului politic. Luând măsuri și de stânga și de dreapta. Și având în vedere toate aceste măsuri luate de către PSD, v-ați gândit că puteți susține candidații la parlamentare, să înțelegem? Da, pentru că, până la urmă, primul candidat la Camera Deputaților, numărul 1, locul elegibil, ca să spunem așa, este domnul Gabriel Zetea, fostul președinte al Consiliului Județean, care, în ciuda tuturor criticilor, a demonstrat și a rezolvat foarte multe dintre problemele județului Maramureș, adungând foarte mulți bani. Cred că sunteți conștient, atât dumneavoastră, cât și toți cei care ne urmăresc, mergând, să zic, în Maramureșul istoric, mergând pe Gutinu, că drumul arată altfel față de acum 10 ani sau sunt față de acum 4 ani până la urmă. Avem un aeroport cu o pistă impresionantă, din păcate doar puține curse pentru moment, însă sperăm ca pașii pe care a făcut el, domnul Zetea, să fie primordial pentru dezvoltarea și zonei de transport aerian. Aveți câteva postări interesante în care arătați că nu sunteți mulțumit cum este administrată criza sanitară din România. Aș vrea să faceți o trecere în revista stării de fapt reale, referindu-vă la câteva aspecte și să ne spuneți, nu este capacitatea sistemului medical de a gestiona această situație? Mie personal și cred că și dumneavoastră care sunteți un om de media, mi se pare că este o problemă de comunicare. Nu știu dacă ar trebui externalizat acest serviciu cu firme, poate exact cum sunteți dumneavoastră, câteva televiziuni și trimiși niște consilieri pe media și pe comunicare. Însă situația mi se pare gravă pentru că noi, dacă ne uităm sau dacă ne gândim la luna mai, nu, hai să zic că nu luna mai, să ne gândim la luna iunie. Tot timpul ni se spune că cetățeanul este vină pentru această pandemie, că din cauza cetățeanului numărul crește. Nu știu cum ați fost dumneavoastră, eu pot să vă spun că am folosit masca, am încercat să stau cât mai departe de alte persoane, cu toate că am rude în străinătate, am refuzat să merg să călătoresc în străinătate, tocmai pentru a susține acest demers comun al României de a depăși această criză și totuși în continuare singurul țap ispășitor, ca să spun așa, este poporul, este cetățeanul de rând. Nu mi se pare tocmai așa. Desigur, cred că sunt și anumite excepții, poate sunt oameni care nu au respectat aceste reguli, dar până la urmă ce pot să le fac eu? Adică este treaba autorităților de a rezolva această situație. Și ca urmare mi se pare că avem o problemă de comunicare și cea de-a doua problemă pe care o văd eu este că nu vrea nimeni să-și asume răspunderea pentru o măsură. Am văzut că și carantinarea municipiului Baia Mare a venit destul de târziu. Dacă se știau că acea situație este problematică... Da, a fost un scandal și cu presa și nu numai. Bineînțeles, adică a apărut practic pe mass media și după aceea pe Facebook informația că va fi carantinat municipiul Baia Mare. Două, trei zile nu s-a întâmplat nimic, mai mult autoritățile au spus că nu este nimic adevărat și după aceea am văzut la ora 4, primește toată lumea mesaj prin Ro Alert că într-o oră Baia Mare devine oraș carantinat, ceea ce mie nu mi se pare deci corect. Deci e o problemă gravă la comunicare, să spuneți? La comunicare, pe de o parte și pe de altă parte. Și la management? Exact, și cea de-a doua la asumarea răspunderii. Nu știu de ce, nu pot să comentez și nu cred că este treaba mea să comentez, mai ales că ne aflăm într-o perioadă de alegeri. Cred că cetățeanul este cel mai în măsură să spună dacă a fost mulțumit de felul în care s-a comunicat. Pentru că de ce spun asta? Criza COVID nu este doar în România, adică nu doar în România a fost afectată, este afectată întreg globul, doar că în anumite locuri se comunică altfel. Cel puțin în Franța, în Italia, li se spune oamenilor, da, stăm 2-3 săptămâni în carantină, stăm poate 6 săptămâni, dar de Crăciun suntem liberi și atunci oamenii au o speranță. Dar nouă nu ni se dă nimic. Ni se spune, da, suntem, când suntem carantinați suntem foarte bine, dar atunci de ce crește numărul de cazuri?
când cu toate că lumea respectă practic toate măsurile care ne sunt cerute, vedem că în continuare numărul de 10.000 de cazuri pe zi nu scade, adică nu vedem așa o îmbunătățire. Și atunci ne punem și noi întrebări la urma urmei. Ce va fi? De unde ne va veni salvarea? De ce nu s-au luat aceleași măsuri la nivelul orașelor? Mă refer la orașe și municipii care aveau probabil și mai mare numărul de infectări. Probabil că vă referiți la Sibiu. Și să știți că și eu mă întreb acest lucru și probabil că și cetățenii se întreabă acest lucru și sper că la vot se vor întreba înainte să voteze de ce Sibiul nu a fost carantinat și Baia Mare a fost carantinat. În decembrie, cetățeanul Denis Covaci trebuie și cu siguranță va exprima o opțiune electorală. De ce veți merge la vot, în primul rând? Aici există două lucruri pe care trebuie să le spunem, două puncte de vedere. Da. Primul este punctul de vedere politic, adică trebuie să mergem la vot pentru a vota și pentru a da cumva a da girul unei majorități care să ne scoată din această criză. Ne aflăm într-o situație foarte profundă și un partid politic va trebui să-și asume răspunderea să ne scoată din situația asta. Cumva considerat de cuvință, însă după aceea va fi premiată, să zic, un alt mandat, poate peste 4 ani, sau poate va fi hulită și poate după 2 ani va trebui să își dea demisia pentru că nu a gestionat bine situația. Deci primul punct de vedere este că trebuie să mergem la vot din punct de vedere politic pentru că trebuie să girăm pe cineva să ne scoată din situația aceasta. Din al doilea punct de vedere este cel sanitar, unde, sincer, am și eu mari dubii despre felul în care vor avea loc alegerile și îmi doresc să nu fiu infectat nici eu, nici cei care vor merge la vot, pentru că de ce să nu spunem acest lucru? Și în 27 septembrie, când am fost la vot, eram foarte mulți oameni care așteptam la acea coadă pentru a nu fi foarte mulți oameni în secția de votare, însă pe acele holuri lumea stătea și aștepta. Eu am stat și am așteptat 40 de minute pentru a putea vota. Și atunci ne gândim, un restaurant cu 5 sau 10 mese este închis și asta înseamnă că pot fi 30-40 de oameni, iar o secție de votare care are polițiști, care are femei de serviciu, care are oameni din partea biroului electoral județean Maramureș, are votanți, acolo nu se poate întâmpla nimic. Iarăși este o situație inconfortabilă și pe care nu știm cum o vom gestiona. Însă eu voi merge la vot, deci practic cred că trebuie să votăm și dacă tot s-a decis că alegerile nu vor fi amânate, cred că trebuie să votăm decât să lăsăm absentismul să voteze pentru noi. Dar cum evaluați campania electorală în derulare prin prisma vizibilității publice a candidaților și calitatea retoricii promovate? Văd că zâmbiți. Prefer să nu comentez la această întrebare. De ce? Nu vreau să comentez. E o nemulțumire, să înțeleg? Da, pentru că, la fel cum spunea și domnul Rafila, este foarte important pentru un lider să poată comunica bine. Ok, sunt mulți oameni foarte bine pregătiți și sunt doxă de carte, sunt niște oameni care profesional nu ai ce să le reproșezi. Însă când ajungi un conducător și un lider, nu vreau neapărat cel mai profesional om. Vreau un om care să poată gestiona situația. Vreau un om care să poată comunica. Un om care să-mi spună cu bune și cu rele care este situația, încotro ne îndreptăm. Nu știu cât sau dacă v-ați uitat la postările mele, însă scriam într-una dintre ele că oamenii simt o nesiguranță în cadrul acestei pandemii pentru că nu știu ce va fi mâine, nu știu ce va fi poi mâine. Din partea autorităților nu vine nimeni să ne spună că vom avea, de exemplu, ca în Spania, un salariu unic pentru situația pandemiei dacă continuă. Pentru că multă lume își pierde locul de muncă. Ok, și ce facem mai departe? Ok, o să spunem că are niște bani puși deoparte. Bun, și acei bani se duc. Pentru că neproducând și stând în casă, tot consumând, rămâi cu rezervele golite. Și atunci ce faci? Încep să vinzi. Ok, vinzi. Dar cine să cumpere? Că nici alții nu au bani ca să cumpere. Și atunci mi se pare că nu ni se comunică. Adică să ni se spună, ok, 3 luni sunt mai grave. Nu, ni se tot spune că acel vaccin ne va salva și acel vaccin va fi salvator. Eu cred că știți că orice vaccin are undeva între
4 și 10 ani timp de testare. Un vaccin gata în 6-9 luni, mie mi se pare un vaccin încă destul de nesigur. Nu am spus că nu voi lua acel vaccin, însă am anumite dubii dacă acel vaccin poate să fie cu adevărat unul folositor și unul bun, pentru că atunci mă întreb de ce în alte perioade crearea unui vaccin a durat 6-10 ani. Și acum durează 6-10 luni. Specialiștii spun că aceste vaccinuri sunt făcute de anumite companii farmaceutice mari care nu ar risca să iasă cu un vaccin care să omoare oameni, că atunci ar pierde. Putem noi să fim siguri de acest lucru? Cred că doar timpul ne va demonstra dacă au fost bune sau nu. Dar până atunci, noi suntem cei care vom risca. Dar aveți restul vaccinurilor făcute? Normal, normal. Da, ca și toți cei din generația mea, toate vaccinurile au fost făcute. Nu am o problemă cu vaccinatul în sine. Am o problemă cu, este acest vaccin cel care ne va scăpa de toată situația aceasta? Un vaccin care a fost creat undeva între 6 și 10 luni? Adică mi se pare că este o problemă comparând timpul creării acestui vaccin și testării acestui vaccin față de alte vaccine apărute în trecut. Ce nu au făcut, din punctul nostru de vedere, reprezentanții guvernului în gestionarea epidemiei COVID-19 în România? Ce a lipsit și ce lipsește? Comunicarea. Revin. În primul rând, comunicarea. Inclusiv am mulți prieteni care au mers pe acele... luat acele măsuri pe care guvernul le-a dat, în sensul că au aplicat pentru șomaj tehnic, au aplicat pentru ajutoare de stat și așa mai departe, și de multe ori aceste ajutoare nu au ajuns la timp, adică au întârziat cu zilele în unele cazuri și cu lunile în alte cazuri. Înțeleg că situația este grea și nu sunt cei mai mulți bani în buget. Practic, în bugetele tuturor cetățenilor care ne urmăresc acum, cred că există o problemă, pentru că și ale lor sunt diminuate. Însă nu ni se spune că situația e gravă, că banii sunt puțini și că de aceea apare acele întârzieri. Nu, este lăsat totul așa la voia întâmplării, la scurgerea timpului, la trecerea timpului. Fiecare trebuie să ne dăm seama ce și cum ne vom salva. Însă cred că colectiv ar fi fost ca guvernul să ia câteva măsuri, să și le asume și să comunice situația așa cum este. Revin practic ce vă spuneam, noi din iunie auzim că nu mai avem locuri la ATI. Adică în fiecare zi ni se spune, nu mai faceți asta, nu mai faceți asta, pentru că nu mai avem locuri la ATI și suntem la sfârșitul lui decembrie. Dacă mai avem sau nu mai avem, nu știu. Dar de ce nu s-a comunicat de la bun început? Ok, avem 1200 de locuri la ATI, acum suntem la 100. Deja când avem jumătate va fi o problemă. Nu, noi întotdeauna ni s-a spus, nu mai avem locuri. Și asta mi se pare că omul a luat-o la început, poate a crezut, după ce a văzut că numărul de cazuri a crescut și în continuare erau locuri la ATI și a spus, ok, cineva ne minte. Și putem să îi învinovățim pe acești oameni? Nu știu ce să spun. Ce părere aveți despre cifrele care se oferă în fiecare zi? Sunt mințiți oare românii privind numărul de cazuri? Nu pot să comentez. Dar despre motivele infectării? Nu pot să comentez. Am și eu multe cunoștințe care s-au infectat cu COVID și așa mai departe, însă sunt o felul de situații hilare, să le spun așa, soț-soție, doar soțul s-a infectat, soția nu, sau soț-soție cu copil, copilul și soția s-au infectat, soțul nu și toți au stat împreună. Virusul nu știu cum funcționează și cred că asta e practic cea mai mare problemă, pentru că nu știm cum infectează și așa mai departe. Însă numărul cazurilor și practic marea problemă pe care au spus-o și Partidul Social Democrat prin domnul Rafila și așa mai departe a fost că nu s-a testat destul. Noi practic în prima stare de urgență am stat toți frumoși acasă, aveam 400-500 de cazuri. Într-adevăr, numărul cazurilor era mult mai mare, însă noi nu testam. Noi puteam să testăm undeva la 2-3500 de cazuri, 2-3500 de teste pe zi, ceea ce este foarte puțin când ne uităm la celelalte țări. De exemplu, Franța acum o lună avea 50.000 de oameni depistați cu COVID. Asta înseamnă că avea un număr de cel puțin 100.000 de teste. Ce părere aveți despre acest pact pentru sănătate lansat de domnul Gabriel Zetea? A venit cu o soluție, a venit cu un proiect și până la urmă cred că în aceste alegeri trebuie să lăsăm deoparte aceste falii stânga-dreapta, aceste falii PSD-PNL, aceste falii, nu știu, PSD-USR, ca să le spun așa. Nu cred că mai este momentul în care să se facă acea politică de atac și acea politică în care doar ne jignim unul pe altul sau
îi atacăm pe ceilalți datorită culorii sau a felului în care arată sau a grupurilor de oameni cărora li se, pe care îi reprezintă. Cred că este momentul să venim cu soluții și cred că este un pact binevenit pentru că este o încercare de a găsi un consens. Cred că mai multe creiere pot să gândească mult mai bine decât unul singur și orice soluție este binevenită. Practic, Partidul Social Democrat a venit și cu acel proiect, să spun, de hotărâre de Consiliul Județean pentru ca oamenii să primească o sumă de bani în schimbul donării plasmei. Din nou, este o situație pentru că binevenită, pentru că mulți oameni, trecând prin experiența COVID, nu mai vor să audă de donare. Da, nu vor să audă de donare și nu mai vor să audă de mulți oameni. Cumva stau destul de ascunși pentru că au trecut mulți dintre ei prin tot felul de prin tot felul de situații, adică au avut febre, o febră foarte puternică, au fost plimbați pe la spital și încearcă să nu fie reinfectați. Și atunci sunt cumva reticenți la a merge să doneze. Însă acel tratament prin plasmă am văzut că a avut efecte foarte bune, așa că ar trebui încurajat acel proces. A, că spunea unii că suma este destul de mare, se poate lucra și la sumă, asta nu este o problemă. Important e că se vine cu proiecte, că se vine cu idei. Așa, dacă toți stăm și nu rezolvăm o situație, va fi o foarte mare problemă. Vreau să ne spuneți din programul politic al PSD lansat public, ce altceva vă mai place? Ce credeți că poate fi pus în practică de acolo? Educația. Mă refer la educație pentru că eu, fiind student pentru o bună perioadă, am beneficiat în anul 2017 de mărirea burselor. Acele burse de merit, burse de studiu și burse sociale. De ce sunt foarte importante acelea în momentul de față? O persoană care studiază și care are practic venituri limitate, pentru că cu toate că părinții îi susțin, trebuie să plătească chirie într-un centru universitar important, iar acest lucru costă, are nevoie și îl ajută orice bani în plus. Și cred că acei bani sunt foarte bine investiți, mergând pe educație, în primul rând prin ridicarea numărului de burse. Dar aș spune și despre acel program pentru învățământul preuniversitar, practic pentru elevii de clasele 1-4. Partidul Social Democrat a propus și acea masă caldă introdusă în programul de școală cu program prelungit, adică până la ora 4-4 jumate, care să fie de stat, nu privat, cum se întâmpla până acum, că toate orele sunt undeva de la ora 8 la ora 12 și un părinte plătește învățătorului separat acei bani pentru a-l ține la program prelungit. Mi se pare o măsură bună pentru că tot mai multe persoane lucrează câte 8 ore și nu mai are timp să se ocupe de copii în felul în care se întâmpla în trecut și nu cred că este rău ca acel învățător care practic dă temele să-i și ajute în rezolvarea lor. De ce să voteze alegătorii, cei care vor dori să meargă la vot, Partidul Social Democrat și candidații cu care au ieșit în față? Pentru că politica este de multe ori și despre alternative. Pentru că vedem de la alegeri la alegeri că aceiași oameni votează când cu stânga, când cu dreapta. Și acest lucru nu este nou. Dacă ne uităm în trecutul României, în 1895, regele Carol introduce rotativa guvernamentală. Ce spune aceea? Că odată la 4 ani, conservatorii lasă pe liberali să continue, iar după alți 4 ani, conservatorii se reîntorc. De ce? Pentru că măsurile sunt bine să fie cumva luate pentru anumite perioade de timp, să vedem cum funcționează, să luăm și de stânga și de dreapta. De ce ar fi important ca lumea să voteze Partidul Social Democrat? Pentru că a văzut felul în care au trăit în perioada social-democrată, cu creșteri economice, cu creșteri de salarii, cu creșteri de pensii, cu ajutoare de stat. Să nu uităm iarăși de programul Startup Nation, care a ajutat o mulțime de tineri să-și deschidă o afacere pentru prima dată, multe dintre ele funcționale chiar și în acest moment, în perioada de criză, și pot să vadă o altă guvernare de dreapta, care până în acest moment nu a convins. Însă vedem pe 6 decembrie ce se va întâmpla sau dacă oamenii au fost convinși. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. O singură întrebare mai am. După alegerile parlamentare urmează așa, probabil, o scurtă tăcere. Intenționați să vă regimentați politic și dacă deja ați fost ofertat? Normal că am fost ofertat și cred că multă lume a sunat pentru că și-a dorit să fac parte din partidul lor, însă nu pot să merg într-un loc în care sunt pus de bibelou,
chiar vreau să îmbunătățesc situația, în primul rând a municipiului Baia Mare și a județului Marea Mureș, cu mici lucruri de care oamenii au nevoie, mici lucruri care poate nu ajungă până sus, până la un primar, până la un președinte Consiliului Județean. Nu știu ce decizie voi lua, toate ofertele sunt deschise pentru mine și mă voi decide după aceea care va fi cel mai bun parcurs. Dar deocamdată susțineți candidații PSD, considerând că sunt cei mai buni la ora actuală. Cei mai bine pregătiți până în momentul de față, da. Mulțumesc încă o dată, doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună, la revedere!